Florin, aștept Q de la tine pentru următorul meci. All right, ladies and gentlemen, să revenim la lupta următoare. Introducing first, el vine din Rusia. În aplauzele voastre pentru Constantinis Gluhov! Următorul meci la categoria grea, Constantin Gluhov, un luptător care reprezintă Letonia. Luptă în această seară împotriva Tanculetului. Tanculetul Ionuț Iancu. Constantin Gluhov, 41 de ani și pentru el, un luptător foarte, foarte cunoscut în spațiul ex-sovietic, cu foarte multe meciuri, atât în kickbox, cât și în arte marțiale mixte. Cauza acestei perioade pe care o cunoaște toată lumea cu pandemia COVID, Gluhov n-a mai luptat de un an, dar a avut un meci câștigat în Phuket, în Thailanda, împotriva unui luptător thailandez, un knockout în repriza a doua pentru Gluhov. Iată și pe adversarul său, Tanculetul Ionuț Iancu, cel care va da piept cu Constantin Gluhov. Încă o dată, Iancu, un luptător tânăr împotriva acestui Constantin Gluhov, un luptător foarte experimentat. Cei doi luptători, Gluhov, spuneam, foarte, foarte experimentat. Când debuta la profesioniști, adversarul său din această seară, Ionuț Iancu, abia învățat să meargă în picioare. 41 de ani are Gluhov, 22 de ani Ionuț Iancu.
Un lucru interesant propus de Cătălin Moroșanu la Dynamite Fighting Show în această seară. Knockout-ul serii va fi premiat cu criptomonede. Va fi un bonus în criptomonede pentru luptătorul serii și pentru knockout-ul serii. Luptă cu o gardă ca în MMA-ul profesionist Gluhov, chiar dacă are foarte multe meciuri în kickboxing-ul profesionist. Vedem și un bandaj pe genunchiul stâng, probabil o accidentare a lui Gluhov în acea zonă și foarte multe lovituri trimise de Iancu, foarte multe low kick-uri spre genunchiul stâng al lui Gluhov. Acum încearcă de aproape, foarte bun genunchiul lui Gluhov. Mai înalt decât Iancu, a încercat și această lovitură din întoarcere Constantin Gluhov. Bună, dreapta la corp, da. Stânga în cap, dreapta la corp. Da, încasat sub centură o lovitură Iancu. Gluhov recunoaște că a lovit ilegal. Da. Născut la Riga, în Letonia, Gluhov. Bună, dreapta și stânga lui Iancu, care se apropie de adversarul său, rezistă Gluhov și răspunde. A fost o dreaptă bună și a lui Gluhov. Trebuie să aibă grijă Iancu în aceste momente, pentru că Gluhov are un răspuns foarte bun. Încearcă din întoarcere cu călcâiul și din nou o lovitură între picioarele lui Iancu. Bună, bună această lovitură. Încă o dreaptă peste gardă, croșeu de stânga, a dat drumul Tanculetul la artilerie și vedem că are ceva probleme Gluhov. Un minut rămas din această primă repriză și Iancu este peste adversarul său. Da, se schimbă lovituri din distanță scurtă. Trebuie să fie foarte atent Iancu și la partea de condiționare fizică, pentru că Gluhov, chiar dacă este un bătrânel la 41 de ani, între ghilimele spus, ar putea să fie periculos în momentele în care Iancu ar fi istovit. Bune aceste lovituri, croșeu de stânga interesant al lui Gluhov. Iancu ratează lovitura cu brațul drept. A făcut un schimb de gardă Gluhov, asta pentru că a fost deranjat probabil de low kick-urile încasate pe acel genunchi stâng bandajat. Cred că a șchiopătat un pic Gluhov ducându-se spre colțul său. Probabil că acea accidentare îi dă ceva bătăi de cap. Iată low kick-ul lui Iancu spre genunchiul stâng, după care a venit această serie a lui Iancu. Dar și răspunsul lui Gluhov a fost unul pe măsură, pentru că dădea din brațe Iancu și Gluhov a venit cu lovitură cu brațul drept. Bună stânga, am văzut lovitura cu brațul drept, după care o stângă a lui Gluhov pe final. Începe a doua repriză. Gluhov a început un atac, s-a retras acum un pic. Încearcă să-l țină la distanță pe Iancu cu aceste lovituri. Oh, ce hematom are acolo pe pulpa stângă Gluhov, niște umflături ciudate. Și din nou a fost o lovitură încasată sub centură de Iancu, se pare, și îi cere lui Iancu să lupte Cezar Gheorghe. Dar văd câteva umflături ciudate, 3-4 umflături acolo pe pulpa stângă a lui
Gluhov. Nu-mi dau seama dacă a fost de la loviturile încasate de la Iancu. Din întoarcere a încercat Gluhov. Tot încearcă să se apropie Iancu de adversarul său. Cezar Viu i-a arătat lui Gluhov că n-are voie să lovească cu călcâiul. Încercat un genunchi și Gluhov, dar și Iancu. S-au izbit cei doi luptători. Hai kick-urile trimise de Gluhov. O stângă bună a lui Gluhov. Iancu a încercat să răspundă. Din nou seria a lui Gluhov acum. Bune croșeele lui Iancu. Face pasul înainte Iancu. Bună mediana trimisă de Iancu. High kick-ul lui Gluhov. Încercat o stângă la corp Gluhov. A mai rămas un minut din repriza a doua. Iancu face pasul înainte. Gluhov îl ține la distanță cu loviturile de picior. Da, îi spune lui Gluhov să nu mai țină cu o mână și să lovească cu cealaltă Cezar Gheorghe. Acum încă o dată lovitură spre capul lui Iancu. Bun croșeul lui Iancu. Bună dreapta încă o dată în bărbierul lui Gluhov. Foarte rezistent Constantin Gluhov. Ionuț Iancu face pasul înainte. Dreapta și stânga la cap pentru Iancu. Mid-kick-ul lui Gluhov. Încă o dreaptă trimisă de Iancu spre figura adversarului. Încă una și este final de repriza a doua. Iancu în colțul său s-a pus jos în această pauză. Partea cealaltă Gluhov stă în picioare. Revedem momentele importante din repriza a doua. Un meci important pentru Iancu, un adversar puternic pentru el, un adversar greu. Această serie trimisă de Gluhov, a început Constantin Gluhov cu o serie de brațe. Continua cu loviturile de picior, a încercat o stângă la burta adversarului Gluhov. Încă o dată serie bună și high kick. Iancu face pasul înainte. A încercat o combinație de brațe Iancu. Oho. Da, sunt câteva procedee din MMA pe care le are întipărite minte Gluhov. Da, Iancu îi face semne lui Gluhov să lovească. High kick-ul lui Gluhov. Nu trebuie să joace Iancu, adversarul său este foarte experimentat. S-a văzut că nu s-a lăsat prins în capcană Gluhov. Bun, aceste lovituri ale lui Iancu. Face pasul înainte Iancu, încearcă să lovească și la corpul adversarului. Gluhov se retrage acum un pic. O directă bună a lui Gluhov, încă una. Dreapta la corp pentru Gluhov. High kick acum.
Aleargă Gluhov prin ring, Iancu rămâne pe loc, îl așteaptă să vină la bătaie. High kick bun pentru Gluhov. O lovitură înaltă, câteva directe din partea lui Gluhov. Iancu nu face bine ceea ce face, n-ar trebui să lasă brațele jos. Adversarul său punctează la aceste lovituri, chiar dacă Iancu e cu brațele pe jos. Încă o stângă la corp pentru Gluhov, încă una. Iancu încearcă un lovitor cu brațul drept. L-a înțepat acolo cu vârful degetelor în burtă Gluhov pe adversar. Iancu face pasul înainte, dar el încasează lovituri. Iată, seria lui Gluhov, o repriză a treia, cumva mai bună pentru Gluhov. Și este numărat Iancu după ce a încasat o lovitură la corp de la adversarul său cu piciorul. Prea relaxat Iancu, s-a jucat cu adversarul său și a încasat acea lovitură. Spuneam, experiența lui Gluhov este foarte importantă. Oh, dreapta lui Gluhov încoată, Iancu se ia la punct cu adversarul său. Vedem momentele încă o dată cu loviturile lui Iancu. Să vedem care va fi decizia judecătorilor. Gluhov i-a administrat o numărătoare lui Iancu în repriza a treia. Toată lumea se întreabă dacă a fost sau nu sub centură. Iancu n-a protestat. Îl și vedem destul de chinuit pe Iancu în colțul său după cele trei reprize. High kick-ul lui Gluhov. Așteptăm numărătoarea să vedem unde s-a dus acea lovitură. Vedem seria lui Gluhov, încă o dată seria de brațe. Și așteptăm să vedem și acel moment în care Iancu... Oh, da, lovitura lui Gluhov și Gluhov face semn că a fost la burtă acea lovitură, că n-a fost sub centură. Și avem parte de un extra round și în acest meci între Iancu și Gluhov, și pare mai proaspăt cumva Gluhov față de adversarul său. Să vedem cum va arăta această repriză. Suplimentar între Iancu și Gluhov. A început în atac Gluhov, o schimbare de gardă pentru el, încă o dată. A lovit cu călcâiul și îi face semn Cezar Gheorghe că n-are voie să lovească cu călcâiul în acea zonă. Poate lovi călcâiul la corp sau la cap. Gluhov nu, în niciun caz nu are voie să lovească cu călcâiul spre genunchiul adversarului sau spre tibia lui Iancu. Acum genunchi la corp pentru Gluhov. Low kick încă o dată pentru el. Foarte bine controlează distanța Gluhov cu loviturile de picior. Iancu vrea să lupte de aproape. Îl așteaptă pe Gluhov, care are o serie de brațe. Ho! Overhand-ul cu brațul drept pentru Iancu. Încă o dată pentru Gluhov. Încearcă și el o lovitură peste garda adversarului. Schimburi de croșet între cei doi. E de neclintit acest Gluhov. E ca o stâncă la 41 de ani. Gluhov a trecut prin foarte, foarte multe meciuri. Și chiar dacă are acea accidentare la genunchiul stâng, l-am văzut, a încasat câteva lovituri în acea zonă, tot rezistă Gluhov.
Cezar Gheorghe încă o dată întrerupe meciul și face semn lui Gluhov că dacă îl mai întrerupe încă o dată, probabil că o să ia și un punct. Destul de multe... Oh, uppercut-ul bun pentru Gluhov. După serie... Oh, ce croșeu de stânga! A trimis acolo Iancu, se duce peste adversarul său cu aceste croșee. Gluhov împins, încasează câteva lovituri puternice, încă o dreaptă, o stângă acum, încă una și rezistă. E ca o stâncă acest Gluhov, nu vrea să pice deloc din pumnul lui Iancu. A rămas un minut din această repriză. Încă o dată i-a dat capul pe spate lui Gluhov Iancu cu o lovitură. Croșeu de dreapta. Iancu este obosit și antrenorul lui Gluhov îi face semn din colț să pună presiune, să atace high kick acum lui Gluhov. A cam obosit Iancu și e din ce în ce mai greu pentru el să ducă acest ritm. A avut acea serie prelungită. Da, 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 e cu siguranță va fi numărat Iancu și asta pentru că el a refuzat lupta. Da, e obosit Iancu, destul de greu pentru el să rămână în picioare. Vrea să continue sau nu, să vedem ce va face după această numărătoare. Mai sunt câteva secunde din acest meci. Iancu, clar, a bătut gongul, dar nu știu care este decizia. Să vedem care va fi decizia. Iancu, dacă a terminat la pământ acest meci, e... Să vedem încă o dată momentele importante. A avut un moment de răbufnire această ultimă repriză. Iancu, când s-a dus peste adversarul său, l-a prins cu acele croșee, a rezistat Gluhov. Nu a picat din pumnul lui Iancu și Iancu s-a epuizat. A dat toată energia în această serie pe care a avut-o și l-am văzut pe final pe Iancu numărat din cauza lui, pentru că n-a putut să rămână în picioare la un atac al lui Gluhov. Așteptăm decizia judecătorilor. Să vedem care este decizia judecătorilor după cele trei reprize. Numărătoare anulată de către arbitrii. Da, victorie pentru Ionuț Iancu după acest extra round împotriva lui Constantin Gluhov. Câștigătorul va fi premiat de către George Barbu de la Telur Internațional. Încă o dată, doamnelor și domnilor, numărătoarea a fost anulată deoarece a fost o lovitură sub centură atunci. Stai. Vino un pic. Hai să fim în fața camerei. Uite, camera este acolo.